Salut și bine te-am găsit pe Startup.ro Eu sunt Vlad Andriescu, iar astăzi e primul moment important când vine vorba de telefoane în 2023. Lansarea oficială a noii game Galaxy S, S23, S23 Plus și S23 Ultra. Noi am avut ocazia să revedem vedem înainte de lansare și vă vom face un scurt rezumat. Samsung a schimbat strategia de anul trecut și tot ceea ce știam din zona Galaxy Note s-a mutat în Galaxy Ultra. Adică ai posibilitatea de a avea și un S Pen pentru productivitate. Telefoanele de anul acesta vin cu îmbunătățiri incrementare. Nu e nimic radical, dar nici nu e nevoie. Avem 3 telefoane pentru fiecare gust. În timpul evenimentului Unpacked, Samsung a prezentat și o serie de noi laptopuri din gama Galaxy Book, dar acestea nu vor veni în România. Cum se diferențiază telefoanele de cele de anul trecut? La nivel de design, S23, S23 Plus și S23 Ultra păstrează aceleași linii pe care le rafinează. Camerele nu sunt integrate într-un modul, ci sunt independente pe carcasă, ceea ce conferă un aspect elegant și care îmi place foarte mult. Diferențele dintre ele țin de dimensiune și de numărul camerelor. Toate cele trei telefoane sosesc pe piață în patru culori. Phantom Black, Cream, Green și Lavender. S23 Ultra este un terminal mai mare, care are colțuri rotunjite și care aduce aminte foarte mult de seria Note. S23 și S23 Plus păstrează linia elegantă de anul trecut. Alte diferențe vin din numărul de camere. Ultra având 4 pe spate, inclusiv un modul de 200 de megapixel. Samsung experimentează mult în zona de dispozitive priabile, dar linia Galaxy S e despre esențial. Design elegant, calitate, materiale foarte bune și care sunt demne de un flagship. Față de alte modele de pe piață, nu e nimic nebunesc la acestea. Când vine vorba de caracteristicile tehnice, Samsung a umbrat la ier. Am apreciat că toate cele trei modele vin cu noul procesor Snapdragon 8 Gen 2, care este optimizat. Din acest motiv veți găsi și expresia For Galaxy după el. Bateriile au crescut în capacitate discret față de anii precedenți. Ultra are 5000 de mAh, S23 Plus 4700, iar S23 3900 de mAh. Ecranele de pe dispozitive sunt de la cel mai mare, la cel mai mic, 6,8 inci, 6,6 inci și 6,1 inci. La ultra, suprafața prană a crescut, iar curbura a devenit mai puțin evidentă. Ce mai este comun la ele? Camera de selfie de 12 megapixeli este unitară pentru toate cele trei terminare. Aceasta aduce îmbunătățiri pentru un bokeh mai bun noaptea, analizează distanța obiectului pentru a separa background-uri mai bine, iar inteligența artificială identifică până și fiere de păr. De asemenea, camera are Super HDR la 60 de cadre pe secundă. Samsung Galaxy S23 Ultra aduce cele mai mari îmbunătățiri în zona de camere. Are patru, adică una de 200 megapixeli, una de 12 megapixeli și două camere de 10 megapixeli. S23 Plus și S23 au doar trei camere, una de 50 megapixeli și alte două de 12 megapixeli. Camera cu senzor de 200 MP, exclusivă pentru S23. Ultra combină 16 pixeli într-unul mai mare pentru fotografii mai reușite noaptea. De asemenea, camera are funcții precum Night Portrait pentru imagini mai reușite în condiții de luminositate scăzută, dar și Advanced Night Videos, prin care analizează mișcările cu ajutorul procesorului, recunoaște condițiile de luminositate și un unghi de stabilizare dublu față de anul trecut. În plus, camera are și o tehnologie de noise reduction în video dar și ceea ce Samsung numește Astro Hyperlapse, posibilitatea de a face poze și video speciale cu stelele de pe cer. Camera mai mare are super quad pixel, care aduce un autofocus îmbunătățit și poate filma 8K la 30 de cadre pe secundă. O funcție utilă dacă vrei să editezi clipuri și să tai bucăți din ele fără să fii nevoit să faci zoom din telefon. De altfel, Ultra este un telefon care e potrivit și pentru fotografii specializați, deoarece aplicația Expert RO devine mai bună. Poți să tragi în 50 MP RAW față de 12 MP pe modelul de anul trecut și poți să editezi mult mai multe în poze. Ce alte schimbări mai aduc telefoanele? Sunt câteva modificări când vine vorba de software. Samsung aduce mai multe moduri și rutine, care setează telefonul să facă anumite lucruri automatizate în funcție de momentul zilei. Dacă ești la muncă, acasă, dacă dormi, să ești la sară. De asemenea, poți să coeditezi notițele din Samsung Notes printr-o integrare cu Google Meet. Ce concluzii superficiale putem avea după un prim contact cu aceste terminare? Dacă mă întreb pe mine, Samsung S23 este cel mai de doi terminare aici pentru că va avea un cost bun și în afară de camera de 200 MP are cam toate funcțiile de pe celelalte telefoane. S23 Ultra e un rival important pentru zona de ultra productivitate sau de ultra fotografie. Iar designul este unul care se păstrează constant, fără multe schimbări față de anii precedenți. Personal sunt un fan al seriei Galaxy S de la Samsung pentru că vremea experimentelor ciudate a trecut sau e rezervată pentru modele priabile. Acestea aduc tot ce e mai bun pe piață, cu mici modificări nișate în funcție de nevoile tale. Eu am fost Vlad Andriescu și vor urma și review-uri pentru aceste terminare în curând. Dacă ai întrebări, pune aici și răspundem a ele prin câteva videoclipuri de tip Scholz. O zi bună!